Continuă șirul evenimentelor comemorative dedicate marilor personalități de origine românească. De această dată, Ateneul Național din Iași a îndreptat atenția către o personalitate marcantă din domeniul muzicii românești. Este vorba despre compozitorul, dirijorul și muzicologul Gavril Musicescu. Astăzi ne-am oprit la Gavril Musicescu, unul dintre părinții fondatori în ceea ce privește muzica corală mai ales. A fost primul care a avut corul mixt de la Mitropolie, cu care a făcut destul de multe valuri și destul de multe impresii frumoase în acea vreme. A fost unul dintre coloșii muzicii pe care criticii spun că Dumnezeu l-a chemat mult prea repede acolo sus, la doar 56 de ani, a plecat acolo undeva într-o stea. Dar cu siguranță cred că acum zâmbește, cred că are o satisfacție văzând că noi cei de acum de mai bine de 100 de ani nu l-am uitat. Ateneul Național din Iași a avut sprijinul primăriei municipiului Iași pe parcursul acestor evenimente. Este al 17-lea monument funerar resfințit, restaurat și de fapt vorbim despre 17 personalități ale României care sunt îngropate aici. Am avut prilejul să le enumăr și am să o fac cu drag pentru telespectatorii dumneavoastră și ai noștri. Garabeti Brăileanu, George Topârceanu, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Utilia Cazimir, Mihail Cogălnicianu, Petru Poni, Radu Cernătescu, Teodor Burada, Anastasie Fătu, Mihai Codreanu, Eduard Caudela, Aristița Romanescu, Aglaie Pruteanu, State Dragomir, Dimitri Anghel și Gavril Musicescu în această după-amiază. Gândiți-vă ce înseamnă pentru istoria culturală și istoria României în general numele pe care le-am rostit acum. Reprezentanții instituțiilor culturale ieșene au fost prezenți la evenimentul care încheie șirul de anul acesta al reabilitărilor monumentelor funerare ale înaintașilor noștri. Important este că noi ne aflăm aici să comemorăm memoria ilustrului maestru al muzicii Gavril Musicescu, om cu care noi, cei din Filarmonică, ne mândrim că purtăm numele domniei sale, corul academic se numește Gavril Musicescu și ne facem un titlu de glorie, de bucurie, ca de fiecare dată când avem prilejul să putem să merităm această distincție, acest nume. O personalitate marcantă a muzicii românești, dar având acest avantaj și noroc să-l avem pe plaiuri moldave, o personalitate căreia îi datorează atât biserica, cât și Universitatea Națională de Arte George Enescu, cât și instituțiile muzicale, mă referim aici la Filarmonica de Stat Moldova și Opera Națională Română de Iași, îi datorează foarte mult, în primul rând pentru această creație cu corală de factură religioasă și nu numai, cu teme minunate preluate și aranjate pentru cor mixt și de voce galece. Gavril Musicescu s-a născut pe data de 20 martie 1847 în Imperiul Rus și a trecut în neființă pe data de 8 decembrie 1903 la Iași. Personalitate marcantă a culturii muzicale românești, Gavril Musicescu este considerat un părinte al muzicii corale naționale de tip nou. Om de aleasă cultură, Gavril Musicescu a acordat o importanță majoră cântecului popular în dezvoltarea culturii muzicale academice naționale. Corul academic al Filarmonicii Moldova Iași poartă astăzi numele lui Gavril Musicescu.